Cea de-a cincea ediție a Zilei Comunei Aninoasa, intitulată Hora de la Aninoasa, va fi sărbătorită duminică 21 august. Startul petrecerii se va da la ora 13. Vor fi prezentate oficialități locale, dar și județene care i-au fost alături primarului Ștefan Benonie de-a lungul timpului. De asemenea, localnicii și nu numai sunt invitați în număr cât mai mare să petreacă această zi deosebită într-un cadru de sărbătoare. Pe scenă vor urca o mulțime de artiști care vor încânta publicul întreaga zi. De asemenea, sunt așteptate ansambluri populare din zona Sibiului, iar nelipsiți de la acest eveniment vor fi cunoscuți interpreți de muzică populară Nina și Nicu Spânu. Nici cele mai longevive cupluri nu vor fi uitate. Primarul Ștefan Benonie va premia pe cei care au conviețuit împreună 50 de ani, dar și elevii din localitate cu merite deosebite la învățătură vor fi răsplătiți pentru munca și realizările lor. Ca de obicei, voia bună va fi elementul cheie la Aninoasa. Toți bărbații atunci când se însoară, parcă la aceeași boală, toți încearcă să își ia neveste și frumoase și deștepte. Toți bărbații atunci când se însoară, parcă la aceeași boală, toți încearcă să își ia neveste și frumoase și deștepte. Și-am o dăbla și-a sufac, se spun mâna pe cerat, se spun mâna pe picior, ca să vezi că sunt pe cior.